În episodul de astăzi de Park City. Fermă de XP, zici. Păi nu e vina mea, mă, că e 0.8 diesel. Noi da, da, corupție. Da, da, da. Bă, e OP, bă, mamă. Mai avem aici încă unul la fel. A mai fost eu pe aici chiar nu țin, nu re. Care pentru animale, așa că... Nu, nu cred, nu cred. Bună ziua, bună ziua. E cineva acasă? Că da, Ciobi, ia zi. Ce faci, domnul Pink? Uite, prăjeam... niște fier, dar nu mult, adică nu te gândi că mult, puțin așa. Păi asta e casă de doctor, ce ai făcut aici? Păi e vizuină, e vizuină. E vizuină de doctor, ok. Păi normal că tu crezi că eu fac bani cu școala de doctori. Păi după mașinile astea de aici, eu așa am crezut. Asta e side job-ul meu de minat ca animalul, că în rest cu medicul nu. Eu zic că tu vrei să ascunzi ceva. Eu? Ce să ascund? Ce vrei tu să insinuezi că ar fi ascuns aici, nu da? Știu, bani, cred. Bani, niciodată. Uite de în chesturile astea, sunt goale, goale. Da, nu știu adică, ce să zic. Mă rog, am câteva chestii care ar trebui scoase de aici, dar n-are importanță. Da, ia zi, bă, Ciobi. Păi am venit să-ți arăt ceva. Am făcut aici o fermă de XP și vreau să-ți arăt și ție, pentru că am mai fost și la ceilalți. Să-ți dai cu o părere așa cât de sinceră posibil. Fermă de XP, zici? Da, să ajute pe toată lumea. Știi? Un spawn mai mare. Aveam și eu. Spawner mai mare. Păi avem și o fermă de XP, dar nu era chiar așa de bună. Da, a mea e mai mare și o să fie și mai mare ca idee. Am făcut din greșeală 127 de furnăsuri. Mamă, 125 de fapt. Ce mișto. Da, nu știu de ce. M-am uitat la 125 ani și 127. Uite, ia și tu câteva. Da, fac și o colecție. Am prea multe furnăsuri acum. Oh, no. Eu să păstrez 100 de furnăsuri. Ia mă, ce fermă de XP ai făcut? Păi trebuie să mergem la mine acasă. E în direcția aia, lângă Rodby. Păi hai mă să luăm... Care Rodby? Exact. Care? N-ai auzit că a plecat din oraș? Am auzit. Hai să mă urc și eu. Hai, urcă-te aici. Urcă, dar trebuie să vii să te urci acolo pe ăsta mai din... Gata. Hai că uite, vezi ce viteză are motor upgradat, e rapid, rău mă, iau-te, hop. Da, da. Mai face și drifturi, e nebunie mașina asta. Da, mai ai fumat aici în spate, grav. Păi nu e vina mea, mă, că e 0.8 diesel. Păi uite, na, ok, ți-am luat-o eu. Așa, da, poți să-mi furi mașina. O lași aici, așa, pe trotuar aici. Păi și tu n-ai spart astea de salariu, mă? Bă, las-o acolo, că-mi pune și celălalt salariu. A, tu le lași și... A, nu pot să cred, eu nu am gândit. Haide. Ia să vedem, bă, ce sunt. Hai după mine, aici. Hai. Apropo, asta nu o să fie intrarea principală, e momentan, dar o să am în curte când extind, știi? Și atunci va trebui să sărim pe aici. Hai! Așa, okay. Mă gândeam că n-aveai încredere. Păi nu prea am avut încredere, dar am zis, bă, dacă mor, o să mă dăm la război după. Suntem în construcții momentan, așa că nu te uita pe aici, dar avem jumătate din el gata, da? E partea jumătate. Asta. Da. Aici ce avem... se întâmplă, mă, aici? Ai chesturi, ai... Avem spawnere noi aici, da? Mobia aia noi pe care îi găsești subteran, știi? Aolo, ai făcut corupție. Cu noi? Da, corupție? Da. Bă, e OP, bă, mamă. Mai avem aici încă unul la fel. Ok, ăsta e încă unul de la de corupție, bun. Aici avem unul de zombie. De fapt, îți vreo 3 înăuntru acolo, dar... Na. Ți-am stâns ăsta din greșeală. Dar nu-i problemă, la prind după aia. Aolo, așa ce... Ia uite, mă, ce are pe aici, mă. Păi și aici mai sunt încă două. Unul de zombi și unul de scheletoni. Deci unul de scheletoni, zici? Uh-huh. Mamă, ce acu, ia uite, cuivăre. Stai să vezi aici, în chesturile astea de aici, din spatele meu. Ia, ce e aici? Mamă, ce mă cu toate astea? Mamă, o grămadă, okay. O grămadă. Păi, și stai mă, că eu nu înțeleg acum, eu de exemplu, mamă, ce e aici? Poți să iei ce vrei. Păi, nu cred că îmi trebuie nimic de acolo, dar întrebarea mea e, eu dacă mă duc aici și bat pe ăștia... Păi, bați și faci XP. Păi bun, și întrebarea mea e, nu afectează spun, adică aici sunt și zombii. Fii atent, dacă stai aici, în partea asta, se activează doar astea două, da? Ăla și cu ăsta. Dacă vrei să faci în partea asta, faci pe astea două de aici, știi? Noi am fost aici și s-a spawnat deja. Ideea e că poate fi folosit de mai mulți în același timp. Adică cineva poate să stea aici și lucrează la astea două, cineva poate să stea aici și lucrează la celelalte două și tot așa o să fie în continuare încă două locuri. Adică aici o să mai fie la fel. Păi și nu e limită după aia să nu se sponeze suficient? Bă, nu, e ok, nu se activează, adică nu sunt încărcate celelalte cât stai aici, de exemplu.
Ok. Și așa o să fie și în partea asta, aici o să mai vină încă unul și aici încă unul, iar după aia o să fac tunelul exact cum ar trebui să fie finalizat. Ideea e în felul următor, eu am întrebat și pe ceilalți, nu știu cum să taxez treaba asta. Păi eu taxez pe... Pe oră? Cum taxez? Aia zic. Pe oră? Da, cine ține? Dar eu poate stau 10 secunde aici la spunar. Cum? Păi da, mă gândeam să taxez doar intrarea, pur și simplu, știi? Da, să știi, nu, ar fi mai ok așa. Adică, nu știu, să pun un năsos intrarea sau ceva de genul ăsta, mă gândeam, știi? Un năsos, ai mai e, mult? E puțin, ca, era ca idee, e, știi? Da, 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 chiar e puțin, adică... Și am zis să întreb și pe ceilalți de pe server și acum a venit și rândul tău ca să-mi fac o idee cum ar trebui să taxez toată treaba asta. Ceilalți mi-au spus și pe oră, unii pe intrare și tot așa. Pe oră alții pe nivele. Să, pe nivele, păi da, dar uite că... Cu cât faci mai multă experiență, cu atât faci mai greu și după aia nu să mai faci bani când unul stă de la level 110 la 120, dar așa lui ia mult spus mai și mult. Blue. Așa a spus și da, Blue, nu. Și el a spus pe oră că ar trebui taxată, dar că nu poți să monitorizezi treaba asta. Da, și așa m-am gândit pe intrare, știi? Pur și simplu la intrare pun o taxă, ai intrat, ai plătit și tot așa. Și stai cât vrei tu. Da, am înțeles. Da, nu, așa mi se pare cel mai ok. Da, și mie la fel, de aia am zis să cer părerea. Păi, na, cum ți se pare până acum? E ok? Oricum o să mai fie spawnere, nu sa astea, e doar începutul, știi? Uh-huh, dar tu ai adus toate spawnerele astea aici? Da. Mamă, păi le-ai căutat prin astea, prin dungeon-urile. A fost un drum lung, le-am colecționat de la începutul seriei, am adus câte unul, câte unul, câte unul și... Da. Bă, îmi place ce e aici, da, uite, am... Uite că mai am unul, 20. Parcă, dacă nu l-a furat cineva. O să fure, nu cred. A, e uite-l. Uite. Ia uite unde l-a ascuns. Ia uite. Ăsta de care? Tot de ăsta cum se cheamă, corupție. Cu mobii din graveyard, da, am înțeles. Da, e fain, păi nu știu mă cât mă costă să vin și aici să fac experiența. Păi încă nu am pus o taxă, momentan cei care îl folosesc gratis, momentan. Ia uite bă că ai și de asta de făcut enchanturi, da mă. Și disenchanter aici avem o... Iată aici. Da, 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 da. A, e bine, mă, e bine. Bun, da, tu ce taxă zici că ar merita cumva, având în vedere că poți să păstrezi și itemele dropate, știi, nu le iau eu? 10 năsoși. 10 năsoși pe intrare, nu? Așa zic eu, da, da, 10. Da, eu zic că e un preț ok și ăsta, chiar e ok. Păi oricum o să mai fie spawner și atunci, având în vedere că poți să folosești cu mai mulți odată în același timp, eu zic că e un preț bun. Mhm. Păi și acum de ieșit afară hai, de aici, hai cum pici, se hai pici. Mamă, se urcă pe o scară sau? Ia uite mă! A? Altceva. Da mă, e real așa ceva, mi-a plăcut. Da, uite, ți-am făcut și vânzare, ca să nu zici că... A, ia uite, mă, înseamnă că trebuie să mă duc să verific magazinul, bă! A, așa zic și eu. Da. Bine, astea nu, astea de aici sunt luate de la puf, înainte să ți-l dea ție. Asta ce să facem, ce asta să facem, da, de treabă puf ăla. Chiar de treabă, da. Da, nu pot să cred că m-a bătut la foarfeci și hârtie piatra, a fost așa de strâns. A fost mai bun. A avut noroc mă să scoată el. Ia uite, vezi că aici ai nisip pe jos, n-ai mai făcut... A, păi era nisip și înainte, dar cred că cineva a pus apă sau a plouat oare? A, nu cred că de la ploaie se face ciment, dar cred că asta a pus este. Apă cineva. Da, da, da. Păi mersi frumos pentru părere și da, e bine, te aștept aici să-l folosești când o să fie gata, oricum o să anunț, știi? Da, 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 păi să știi că o să am și eu nevoie de obiecte mai bune, bă, chiar îmi trebuie, păi eu mă uit că eu am protection, am breaking, n-am nimic. E slăbut rău, nu? Da, nu, mai trebuie, mă, mai trebuie iteme, păi da, atunci bine. Te aștept aici să utilizezi spawner-ul când o să fie gata. Momentan, dacă vrei, poți să intri gratis până e gata, știi? Mă gândesc, poate îl încerc, că am level 20 și chiar aș vrea să fac mai mult. Ok, poți să-l folosești lejer, știi unde e acum. Da, 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 bun. Mersi bine, mersi frumos, pa, zi faină. Da, nicio problemă, hai spor. Ei bine, băieți, suntem aici la spawnul ăsta super, super genial. Ok, foarte multă gălăgie pe Park City, am venit puțin la spawner aici, nu stau foarte mult, am venit doar să-i omor pe fraieri. Ce sunete scot ăștia, e ceva jale, n-ai văzut așa ceva. Și am trecut mai mult de fapt, n-am venit să stau foarte mult, ci pur și simplu am trecut pe aici, pe la mob spawnere. Și tot îmi spuneți să fac aceste mob spawnere, de ce nu le-am făcut pe toate într-o singură cameră? Adică să stau eu aici și să am toate spawnerele. Pentru că spawnul ăsta nu e doar pentru mine. Asta înseamnă că poate fi folosit pentru de mai mulți playeri, da? Adică, dacă vrea să vină Sorin, să spunem de exemplu, și vrea să facă scheleton și zombie, stă aici.
Dacă vrea să vină în același timp Dani, să spunem, stă aici și face zombi și ce să știa, mobiește de aici mișto, da? Care dau corupție, da? Și mai vine un al treilea player care n-o să vină și o să stea, de exemplu, uite aici și o să mai aibă două spawnere stânga-dreapta și fiecare farmează la spawnerele lui și o să înțeleagă între ei, vedem cum facem ca să nu stăm, să se adune foarte mulți mobi și să nu știi tu care, pe care dintre ei ei. Știi, fiecare o să stea la spawnerul lui cum ar veni și atunci poate fi folosit în același timp de mai multe persoane. Și o să mai facem o cameră în zona asta și cred că cam asta e situația cu spawnerul. Iar după aia ne apucăm de tunel și după aia punem taxă pe el, dar trebuie să mai ducem un spawner aici. Încă două, unul acolo și unul în partea cealaltă. Dar asta pe parcurs. E bine, am început puțin aici, voiam să fac chestia asta, nu pe episod. Trebuie să mai fac rost de niște năsoși pentru că va trebui să-mi iau și eu o mașinuță aici pe Park City. Și momentan eu nu am nimic ce să dau la schimb să pot să-mi fac o mașinuță. Aș putea să merg după diamante, dar sincer să fiu, aș vrea să caut un nivel bun pentru fier, pentru că nu mai am fier și ăsta l-aș păstra momentan. Iar după aia să cobor pentru diamante, iar blocurile oricum o să le dau pentru năsoși, exact cum am mai făcut și până acum, nu e prima oară când fac chestia asta, am dat blocuri cam de fiecare dată pentru năsoși, dar aș vrea un nivel bun pentru fier momentan, că am rămas fără. Și acum uite că găsesc și fier, găsesc, uite cupru aș putea să-l iau, pentru că acest minunat cupru aș putea să-l dau la schimb acolo pe năsoși, că oricum nu-l folosesc și nici nu mă interesează foarte mult cupru. Și uite și că am nevoie și de asta, zic să zic, de căul, chiar am nevoie de căul, ești nebun? Și o să bag o tură așa mai mare, puțin de minat, așa, să mai găsesc și eu ceva iteme ca să fie treaba bună și să pot să fac rost de năsoși cât mai repede, bineînțeles. După aia o să cobor la nivelul de diamond, bineînțeles că am dita mai chestia acolo la diamond, chiar e dita mai, ești nebun, n-ai văzut așa ceva? O grămadă de diamante am scos din mina aia. Și încă mai sunt diamante în mina aia, doar că au mai trecut și colegii mei pe acolo și atunci cred că s-au mai împuținat între timp. Dar nu nicio problemă, facem și noi ca ceilalți de pe server, o să încercăm să mergem la o distanță ceva mai mare și o să încercăm să găsim, uite pe aici, a mai fost eu pe aici, chiar nu rețin, o să încerc să mai găsim și alte iteme în alte direcții, bineînțeles, probabil în zone mai puțin explorate și sper eu mai puțin minate. Acum fiecare a explorat cât a vrut din harta asta. Eu n-am explorat foarte mult, dar sper eu să ajung, uite că am găsit diamante, ești nebun. Sper eu să ajung în zone neexplorate, nu neexplorate. Poate chiar dacă sunt explorate, măcar să nu fie minate, să nu fi trecut oamenii pe acolo să mineze toate resursele. Acum bag mare aici, strâng iteme, mergem, cumpărăm bănuți. Și continuăm cu chestiile importante de pe această minunată serie de Minecraft numită Park City. Băi, dacă mai merg mult, cred că ajung ori în Narnia, ori pe alt server. Ce e asta? Ok, cred că la asta nu mă așteptam. Ce n-ai asta? Blackstone sau ce e asta? Unde ești, tate? Blackstone, și ce fac cu asta? Stai că am descoperit ceva fix cu voi pe episode. Ok, ceva upgrade-uri, ok, și blocuri ceva noi? Mamă, vezi că arată bine rău, ești nebun, hai să iau ceva mai mult Blackstone, îmi place, apropo, îmi place foarte mult genul ăsta de obiect, hammer-ul ăsta. Am găsit dita mai cave-ul cu mobi, apă albastră pe acolo, nimic foarte interesant, asta chiar e foarte interesantă, Blackstone-ul ăsta chiar e super interesant, ești nebun, chiar foarte, foarte, îmi place mult, jur, îmi place foarte bine, nu ăsta nu-l vreau, nu-l vreau, nu, tata, nu, așa, ta, așa. Voiam să spun că îmi place foarte mult să minez cu ăsta și că am plecat pe hartă, Doamne ajută, suntem la câte blocuri de Park City, jură-te că nu mai am waypoint-ul la Park City, mamă, trebuie să mă, bine, undeva în direcția aia, da? Să vă spun o întâmplare, hardul meu a vrut să o ia pe alte căi. Și zilele astea am reinstalat tot, efectiv tot. Tot ce ține de Park City, tot ce nu ține de Park City, tot. Înțelegeți? Și atunci se pare că s-au resetat și waypoint-urile, dar nu văd logică. De fapt s-ar putea să fie salvate doar la mine, da, nu salvate pe server. Și atunci am toate setările posibile și imposibile resetate pe aici. Acum să mor eu dacă știu cum să le refac, dar o să mă chinuie și o să-mi pun waypoint-ul după aia. Mă gândeam că am ajuns destul de departe, cum ar fi să mă întorc pe aceeași direcție la 3, hai să zicem la 4 blocuri așa diferență. Uite fier, mamă, fix pentru asta am venit, pentru fier, am găsit destul de mult, l-am băgat acolo în ghiozdănel, dar
Am plecat cam departe de oraș și atunci va trebui să mă întorc înapoi. Ești nebun că îl pierd în primul rând, că nu mai am waypoint-ul. Bineînțeles că am coordonatele, dacă nu mă știu salvate pe undeva. Sau dacă nu, când intră băieții pe server, mi le dau ei, nu-i problemă. De asta ne ajutăm reciproc. Dar aș prefera să am la mine... Păi înseamnă... diamante. Foarte multe diamante. Înseamnă că ar trebui să am resetate cam toate chestiile, a? Cam ce am salvat eu ar trebui să... Bine, moduri. Trebuie să mă gândesc să văd ce ar putea să afecteze treaba asta, că nu-mi dau seama acum. Bun, asta clar, cu waypoint-urile am înțeles, dar... Or mai fi alte chestii care n-au rămas salvate? Mă gândesc, nu știu exact. Am avut așa un spark, ceva, o idee, dar cred că o să o rezolv până la urmă. Trebuie doar să îmi setez din nou waypoint-urile și minimap-ul. E posibil să nu fi rămas exploratul pe hartă, e posibil să nu fi rămas, băieți, pentru că teoretic se salvează exact ca waypoint. Wow, ce tare. Exact ca waypoint-urile, și atunci nu mai rămâne harta explorată pentru că eu am resetat. Așa, atunci nu mai știu pe unde am fost. Asta nu prea e de bine. Da, nu știu, o să văd cum rezolv chestia asta. Probabil nu o să o rezolv și o să rămân așa. Dar trebuie să fiu mai atent data viitoare. Va trebui să-mi cumpăr un SSD cât de curând nou. Că e jale. Și cu spațiu, dar și începe să facă figuri. Și nu-mi place treaba asta. Asta înseamnă că o să fie în pericol foarte multe chestii. Sperăm, Doamne ajută, să nu trebuiască să facem schimbări mai mari de atât și să ne limităm la treaba asta cu SSD-ul. Și după aia, bineînțeles, am un plan mai mult, să-mi iau un procesor nou, să fac ceva upgrade-uri ca să îmbunătățesc puțin calitatea audio-video de la videoclipuri și să fie toată treaba așa cum ar trebui să fie, băieți. E bine, sper eu, Doamne ajută, să reușesc să fac chestia asta. Băieți, cred că am primit salariu. Cred că e, vezi că e bine pe salarii, s-au făcut măriri de salarii aici, cred că avem și noi acum în sfârșit de o mașină, ok, cred că asta e foarte, foarte bine și sunt foarte, foarte bucur, mamă, oamenii ăștia își fac blocuri pe aici, frate, ești nebun, mă, uite la optica ce casă și-a făcut, uite cât e a mea. Și apropo, era la început, pentru că eu am făcut un episodul 2, era cea mai frumoasă casă de pe server și acum uite ce casă își fac oamenii, ești nebun la cap și eu am rămas tot cu plotul ăsta mic, n-am bani să cumpăr plot mai mare, e jale, ești nebun, n-ai văzut așa ceva. Băieți, am venit, ei bine, pun la mall să vedem care e treaba pe aici și am venit puțin aici la magazinul lui Blue pentru că mai am nevoie de ceva mâncare pentru animale, așa că nu cred. Ok, cartofi nu am nevoie. Mamă, deci nu cred, i-a luat cineva tot de aici. Bun, măcar de astea avem, ești nebun, uite că avem și colorant, dar nu, noi am venit pentru morcov și pentru hei. Mamă, dar fii atent ce s-au dus astea. Deci 10 baloți, 1 dolar, teoretic o să luăm, o să luăm toate astea de aici și o să umplem după aia cu dolar, pentru că oricum avem nevoie pentru oițe, pentru animăluțe acolo, e nevoie căcălău, cum s-ar spune, și atunci, stai, care era? Ăsta de aici, da? Și atunci va trebui să-i dăm ceva mai mult, 12 în total, nu e cine știe ce, dar pentru mine e super ok, pentru că reușesc să-mi înmulțesc animăluțele foarte, foarte ușor acolo. Da, mă așteptam să aibă mai multe. Cineva se pare că ia golit totul pe aici, ești nebun. Tot. Hai să-l dăm pe aici. Uite, să mai iau și niște lămi dintre astea că mai am nevoie. Da, uite, cred că o să le bag aici în backpack-ul ăsta. Că mai este nevoie, că probabil o să folosesc ceva lămi dintre astea la spawn-uri de jos. Da, mă mai gândesc puțin. Vedem cum facem treaba asta să fie ok. În rest, nu s-a mai întâmplat. Văd că stai al lui Carlos casa asta, mamă, casă nouă, pink acolo, nu știu ce a făcut, a plantat ceva pe acolo, e bine, optical își face aici mare bloc. Situația devine din ce în ce mai interesantă pe Park City, așa că trebuie să rămâneți aproape, va trebui să cumpăr și eu la un moment dat. Ok, bine, ok, nu o să citesc treaba asta, mai bine să nu. Rămâneți pe Park City pentru că o să se întâmple chestii foarte interesante de acum începând. Uite, mai avem o casă interesantă pe acolo și tot așa, hai să vedem, avem ceva pe aici, n-avem nimic, normal că n-avem. Ideea e în felul următor, că trebuie la un moment dat să facem, de ce mi-a închis asta cineva afară aici, să facem, băieți, intrarea specială pentru spawnerul ăsta și să mai construim acolo la spawner. Uite ce mișto am pus astea, arată bine, eu așa zic. Dar până data viitoare, eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și cel mai probabil în clipul următor o să vedem cum facem să mergem la bancă să facem rost de cât mai mulți bănuți.
Și după aia să vedem cum facem. Poate facem și noi rost de o mașină, să-i facem ceva upgrade-uri. Vedem. Cam atât cu episodul de astăzi. V-am țucat.